dânsul la un schit. Dacă vă gândiți oare că cât de departe poate să fie schitul ăsta de București, să zicem, vă să vă spun că este foarte aproape. În Ilfov se află schitul Găneasa, lângă un lac foarte frumos, cireș, vișini, vegetație, liniște. Afară este o vreme superbă, nici cald, nici frig. Perfect pentru plimbare. Acum depinde din ce zonă veniți dacă vreți să ajungeți și voi pe aici. Ca să vă spun cu ce ajungeți. Noi avem dinspre zona Tunari, localitatea Tunari, și de acolo am luat un autobuz R403 care este operat de cei din voluntari, serviciul transport voluntari, și ne-a dus aproape aici, foarte aproape. Din stația mea mers vreo 10 minute pe jos și am ajuns aici la schid. Dacă doriți un pic de liniște, doriți un pic de relaxare, nu trebuie să mergeți cine știe tocmai unde departe, dacă sunteți din București. Nu e bine așa, am zis hai să vedem ce-o fi. Și am fost surprins pentru că e o locație foarte liniștită și foarte frumos. Ne vedem mai târziu.
cel mai prost lucru când vrei să mergi undeva în România este că în loc să dai de urși, așa cum se spune, dai de câini.